Bine v-am găsit! Mă numesc Mihaela Mândreci și sunt lector la Fundația Calea Victoriei pentru cursul de Mindfulness. Pentru mine, Mindfulness este o practică zilnică și de beneficiile căreia rămân uimită de fiecare dată. Îmi aduce concentrare când am nevoie de ea, îmi crește capacitatea de a-i asculta pe cei din jur cu adevărat și de a mă conecta cu ei la un nivel autentic. Mă ajută să-mi dau seama foarte repede ce simt cu adevărat atunci când ceva mă apasă pe butoane și mă ajută să mă recuperez emoțional mult mai curând după o nereușită sau după o discuție neplăcută. Dacă veți alege să învățați această practică, puteți obține astfel de beneficii sau altele în plus. Totuși, haideți să vedem ce înseamnă mindfulness. Mindfulness înseamnă a aduce atenția la ceea ce se întâmplă în momentul prezent, în corpul nostru, la gândurile noastre și la ceea ce se întâmplă în jur. Totul cu o atitudine de curiozitate și blândețe. Prin practica mindfulness, scopul nostru este să ne familiarizăm cu două procese mentale. Atenția și meta-atenția. Atenția este ceva ce noi cu toții înțelegem și aplicăm în anumite situații. Înseamnă direcționarea minții către un obiect. Meta-atenția este abilitatea de a constata că atenția noastră rătăcește, iar ca orice abilitate, aceasta se învață. Meta-atenția este secretul concentrării și prin antrenament, cu cât reușești să-ți recuperezi atenția rătăcitoare mai repede și mai des, se creează un efect de atenție continuă, ceea ce este însăși concentrarea. Vă propun un mic exercițiu. Închideți ochii pentru câteva momente și aduceți atenția la felul în care respirați normal. Observați cum pieptul urcă și coboară prin inspir și expir. La un moment dat, este posibil ca atenția să rătăcească spre altceva. Iar după o vreme, ceva în mintea voastră vă atenționează să știți că atenția a părăsit locul pieptului, al respirației, că pur și simplu rătăcește. Această abilitate este meta-atenția. Iată care sunt câteva dintre subiectele pe care le vom discuta în întâlniri. Ce este stresul? Ce sunt stresorii și de unde vin ei? Unde se manifestă stresul în corp și cum știu că sunt stresat? Cele trei reacții uzuale la stres și cum să mă prind în care mă aflu atunci când sunt stresat? Corpul mindful, respirația mindful, ascultarea mindful și mai mult. Sper că v-am trezit curiozitatea și dacă da, vă aștept cu nerăbdare să învățăm și să sădim împreună semințele unei vieți mai prezente, mai depline și mai împlinite prin mindfulness. Ne întâlnim online. Până atunci, rămâneți cu bine!